Doamnă senator, sunteți la primul mandat în Parlamentul României, aveți studii juridice, sunteți absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și aveți o experiență îndelungată ca notar public. Aș vrea să ne spuneți în ce măsură v-a ajutat această experiență în activitatea dumneavoastră din Parlament. Cu siguranță, profesia de notar mi-a oferit oportunitatea de a cunoaște foarte bine problemele cetățenilor. Atât problemele din mediul urban, cât și problemele celor din mediul rural, pentru că sunt problematici diferite și cred eu că de-a lungul celor peste 20 de ani de experiență am căutat, am găsit soluții, am găsit echilibru între părțile contractante, între persoanele implicate în actele juridice și atunci această experiență profesională și de viață a fost foarte utilă în Parlament. Care sunt cele mai importante propuneri legislative pe care le-ați avut în ultima perioadă? Cu siguranță, la începutul mandatului mi-am dorit să schimbăm, să adăugăm legislației multe, multe lucruri, dar am fost, cred, foarte implicată în problematici care privesc societatea în ansamblu, care doresc să schimbe în profunzimea lucrurilor anumite reguli. Și consider că una dintre cele mai importante inițiative cu un mare impact la nivelul societății a fost inițiativa pe care am semnat-o alături de colegele mele senator, doamna Iulia Scântei, Alina Gheorghiu, care a avut ca finalitate stabilirea vârstei de 16 ani ca fiind vârsta consimțământului sexual și incriminarea distinctă a infracțiunii de viol asupra minorilor. Din păcate, județul Vâlcea are un fenomen îngrijorător în ceea ce privește agresiunile sexuale asupra minorilor, în ceea ce privește fenomenul mamelor minore, chiar a violenței domestice, ocupăm locuri destul de fruntașe, din păcate. Am văzut că sprijiniți o propunere legislativă de prelungire a termenului pentru obținerea titlurilor de proprietate. Ne puteți da mai multe informații? Da, cu siguranță are legătură și cu profesia de notar. Am constatat că în mediul rural, cetățenii, mai mult sau mai puțin informați, mai mult sau mai puțin experimentați din punct de vedere juridic, nu au avut timp să depună toate documentele necesare eliberării titlurilor de proprietate. Ne-am propus în baza acestei inițiative legislative să prelungim termenul de eliberare a titlurilor de proprietate cu încă un an de zile, astfel încât toți cetățenii care au posibilitatea de a depune cereri în termenul acesta de un an, bineînțeles după ce va trece și de Camera Deputaților și va fi promulgată legea, vor putea să se adreseze primăriilor, să depună documentele, cererile pentru terenurile care nu au fost în zona cooperativelor agricole, nu au fost confiscate de stat, dar pentru care ei au plătit contribuțiile, cum spun ei, au plătit taxele și impozitele, au figurat înscriși în evidențele fiscale și agricole. Sunteți membră a Comisiei Juridice din Senat. Care sunt cele mai importante proiecte de lege dezbătute în această comisie în ultima perioadă? Problematica este diversă. De la probleme de fond funciar, probleme de administrative, digitalizare, chiar și sănătate, Comisia Juridică acoperă o plajă largă de probleme. Sunteți senator de Vâlcea.
Unde aveți biroul parlamentar și cum vă pot găsi cetățenii? Biroul parlamentar este în centrul orașului, pe strada Carol I. Cetățenii cunosc foarte bine zona. Vin deseori, am primit o serie de solicitări. Care sunt cele mai frecvente probleme? Cele mai frecvente sunt legate de probleme de proprietate, să spunem așa. La începutul mandatului am avut și solicitări de angajare. Încă cetățenii nu au înțeles, poate, suficient rolul unui parlamentar. Se adresau biroului nostru cu solicitări de intermediere a diverselor servicii pe care doreau dumnealor să le fie îndeplinite, dar pe parcursul mandatului cred că am reușit să îi fac să înțeleagă că rolul nostru este să primim și să analizăm problemele și apoi să le transformăm în inițiative legislative. Dacă solicitarea avea ca obiect răspunsul vis-a-vis de o problemă care nu era de competența noastră, o redirecționam autorității sau instituțiilor competente. Există investiții pe care ați dori să le vedeți finalizate în județul Vâlcea? Da, Partidul Național Liberal a luptat de-a lungul anilor pentru conectarea municipiului Râmnicu-Vâlcea și a județului Vâlcea la autostradă. Am considerat noi că este foarte important ca dezvoltarea acestui municipiu și a întregului județ să se facă foarte corect, bazat pe o infrastructură modernă, lucru care să permită dezvoltarea atât la nivel economic, din punct de vedere al investitorilor, a turismului. Avem locuri deosebite, mai ales în nordul județului. Avem stațiuni vestite, cum ar fi Călimăneștiu, Băile Olănești, Băile Govora, care nu pot fi puse în valoare suficient dacă nu avem această conexiune la autostradă. În prezent am făcut demersuri, toți parlamentarii vâlceni, mai ales cei liberali, pentru crearea și construirea, realizarea acestui drum expres, Tigveni, Râmnicu-Vâlcea, Găneasa, care ar traversa foarte frumos județul și ar fi ca o coloană vertebrală, rutieră a zonei. Ce vă propuneți să realizați până la finalul mandatului dumneavoastră? Cred că mai avem câteva inițiative de finalizat. Nu v-am vorbit de inițiativa legată de energizante. Am considerat că acest fenomen al consumului de energizante a fost îngrijorător. Am apreciat la nivelul județului Vâlcea inițial, dar ulterior am constatat că acest fenomen este la nivel național. Părinții, cadrele didactice ne-au semnalat vârsta tot mai scăzută a copiilor, respectiv a elevilor, care consumau cantități extrem de mari de băuturi energizante. Am susținut acest proiect de lege alături de doamna senator Nicoleta Pauliuc. Am considerat că minorilor trebuie să li se interzică comercializarea sau oferirea gratuită sub orice formă a băuturilor energizante, a substanțelor derivate. Și cred că această inițiativă a avut un impact extraordinar la nivelul societății, pentru că ulterior am văzut că a fost foarte bine conștientizat pericolul acestor substanțe toxice, care ne afectează mai ales copiii în dezvoltarea lor fizică, psihică și emoțională. Bineînțeles, substanțele acestea sunt extrem de toxice și pentru majori. Din discuțiile pe care le-am avut cu medicii specialiști,
am aflat că inclusiv persoane majore care nu au consumat alcool niciodată aveau afecțiuni hepatice extrem de grave datorate consumului de băuturi energizante. Un alt proiect este cel drag de suflet, un proiect de suflet al femeilor liberale, este cel care își propune limitarea accesului minorilor la mediul online. Pericolele la care se expun copiii noștri atunci când accesează orice formă de rețea de socializare este foarte mare. Iar părinții trebuie să conștientizeze acest lucru. Noi sperăm că prin dezbaterile și promovarea acelui proiect de lege am reușit să aducem la cunoștința cadrelor didactice, profesorilor, de părinților mai ales, să-i facem să conștientizeze că acest instrument este util copiilor atâta timp cât este mânuit eficient, în măsura în care copiii nu sunt supravegheați sau nu au anumite reguli clare impuse de părinți, instrumentul acesta devine o armă extrem de periculoasă.